Candidații liberali de la Giurgiu pentru primărie, Consiliul Local și Consiliul Județean continuă deplasările în cartierele orașului. Liberalii care militează pentru o campanie curată, bazată pe proiecte reale și fără dezinformări la adresa altor candidați, poartă discuții cu fiecare cetățean al orașului, pentru că în platforma program sunt cuprinse soluții pentru toate cartierele giurgiuvene. Tot ceea ce circulă prin presa asta publică acum, cu dezinformări și cu calomnii la adresa mea, a domnului Beanu, a noastră, a tuturor, al Partidului Național Liberal, sunt de condamnat. Deci trebuie nu să le demontăm, ci să venim în fața oamenilor cu proiecte, cu proiecte de dezvoltare a orașului. Asta vreau să vă spunem și totodată ne gândim să nu rămână în urmă standardul de viață al oamenilor. Trebuie să ridicăm nivelul de trai al fiecăruia și să asigurăm locuri de muncă pentru toată lumea. În momentul ăsta este trist. Deja l-am văzut pe domnul Buligea. Acum nu l-am mai văzut de mult, dar l-am văzut, am fost la el, la o proprietate a lui undeva în zona bazinului Veriga, acolo unde ne scăldam cu toții în urmă cu câțiva ani, și acum este o depunere dezordonată de gunoi care nu-i convine nici lui și nici nouă și nici investitorilor. Vrem să aducem investiții în oraș, vrem să fim aproape de nevoile oamenilor, să ascultăm nevoile oamenilor și să putem să le ducem la bun sfârșit, așa cum trebuie. Este obligatoriu să rămânem în consecvență acestui mod de a face campanie. Ne străduim să găsim soluții, avem soluții la multe probleme. Dacă ar veni din partea unor adversari soluții mai bune ca ale noastre, n-ar fi nicio problemă să acceptăm să construim împreună ceva pentru Giurgiu, dar este de constatat de toți cei care ne urmăresc că doar noi, candidații Partidul Național Liberal, mergem pe străzi, vorbim sincer, încercăm să punem la dispoziția oamenilor cunoștințele noastre, propunerile noastre, proiectele noastre. Revenind la locație, domnul Buligea e foarte supărat că, începând din acest an, i s-a majorat impozitul pentru acest spațiu de servicii la cota maximă prevăzută de lege. E o aberație și o inconștiență a Consiliului Local încă în funcțiune, condus de domnul Barbu, care a pus atâta presiune pe mediul privat, de unde practic luăm banii toți, ca să avem bani pentru sectorul bugetar, pentru salarii și ca să susținem piața muncii din Giurgiu. Trebuie să ajutăm mediul privat, numai așa putem crea locuri de muncă și vă asigur că știm ce avem de făcut. În aproape toate discuțiile pe care le au cu giurgiuvenii, candidații PNL aud cam aceleași probleme ale comunității, lipsa locurilor de muncă și a locuințelor pentru tineri. Primele. Dar nu cum a zis domnul primar Barbu, că vin investitori străini și cum vor veni, noi suntem primi. Am fost în audiență la dumnealui și exact că nu am făcut nimic. Cum am intrat, așa am plecat. Fără niciun promisiune de loc de muncă. De ce Florin, sunteți dezamăgit așa de... Pentru că de 5 ani de zile stau acasă, nu găsesc un loc de muncă în Giurgiu. Corect. Sunt nevoită să plec din țară, de ce? S-au pentru făcut 7.000 de locuri de muncă, așa spune domnul primar de acolo. Unde sunt? Unde? În monitorul oficial? Unde sunt? Că nu sunt nici în organigrama primăriei, nici unde. Unde? Am fost în audiență la dumnealui și la domnul Vladu și nimic. Doamne, eu vă strâng mâna și vă pun și mâna și vă asigur și la toate și la toți și vă asigur că PNL-ul creează locuri de muncă și vă spun cum. Odată terminăm cu operatorii economici de curățenie în oraș și aducem noi muncitorii noștri, giurgiuvenii noștri și în al doilea rând deja ieri au venit o firmă coreană să facă o țelărie la Giurgiu. Deci asta înseamnă câteva sute de locuri. Puteți să creăm 500-1000 de locuri de muncă anul ăsta. Mai multe nu spunem. Nu sunt putem 7.000, că e o prostie. O nebunie ar fi ideal. Locuri de muncă, da? Locuri de muncă. Noi am muncit de 10 ani în șantierul naval. A zis că ne face locuri de muncă. Ne-a făcut. Da, făcut pe bala noi. Locuri de veci. Nici are n-a făcut. A făcut investiții privat pentru... Vă pup. Și eu la mână de mulțumesc de 9 ani de o găsesc aici. Locuri de muncă, case. Pe la fane, pe la depus. Ah, pe ea, nu. Ah, pe la fane. Avem case, nu avem unde trebuie. Câte și câte. Că unele persoane au case, vile și câte și câte. Domnul Barbă ne-a pus să facem o sare, că ne dă și nouă la oameni nevoiași și alimente, ne-a dat nimic. A oferit locuri de muncă. Într-adevăr, vorbesc acum realitate. Și pentru el, da, a făcut și pentru orașul ăsta.
că nu e frumos. Și soțul meu. A făcut, cât de puțin. Dacă era un om sărac, a dat și la sărac, și la cantină, și cu tare, și cu tare, mai putea. Nimic. Nimic, să știți, domnul Barbu, nimic a făcut. Și dacă în oraș giurgiuvenii beneficiază cât de cât de civilizație, la periferie, pe șoseaua Alexandrei, străzile sunt uitate de lume, dar locuite de giurgiuveni gospodari care, din păcate, au fost amăgiți până acum doar cu promisiuni. Apa le pătrunde în curți la fiecare ploaie, iar copacii au fost dobărâți pentru a se face piste de bicicletă. Văd că aveți și trotuare aici, nu? Da, da, ce trotuare? Când plouă, toată apa mi intră în curte, stau cu saci de nisip la ușă să nu intre în casă. Poftim, uitați cum mi-a înălțat licioarea. Asta, eu sunt cel mai jos aici, deci toată apa care vine din deal îmi intră în curte. Nu e posibil așa ceva. La primărie ați fost ce? Am fost și la primărie. Mi s-a dat că se rezolvă. Da, nu s-a rezolvat nimic. Uitați cum s-a rezolvat. Mi-a mai băgat încă două, trei mașini de piatră acolo. Așa s-a rezolvat? Am fițuica în buzunar de la primărie. Mi-a semnat-o domnul Vladu. Deci eu am făcut plângere la domnul primar Barbu, Nicolae Barbu, și mi-a semnat-o domnul Vladu și mi-a trimis în științare că se rezolvă. Cum s-a rezolvat că mi-a mai băgat două, trei mașini aici? Asta e rezolvare? Nu se poate așa ceva. Trebuie o schimbare acum, ce zici? S-ar putea să fie, deci trebuie neapărat schimbare, că nu se poate. Nu se poate. Nu. Uitați și dumneavoastră cum este, deci... E și șoseaua înălțată, e și ulicioara înălțată, deci la mine toată apa e baltă în curte. Deci o fără cizmă de cauciuc nu ies din casă. Cum e posibil așa ceva? Mai ales că e și șosea principală cum ar veni. Cum? Și eu și vecinii, ia uitați și dumneavoastră cum e. Toată zona e așa. Toată zona e așa. El n-a pus un pom în jur jos. Nu mai aveți copaci pe toată șoseaua aici, nu mai aveți copaci. Păi nu mai avem. Și ce v-a spus? Cum a justificat? Pe ce i-a tăiat? Dacă așa e ordin, ce, iau, dacă l-a pus pensionar, director, e ordin. Ăsta e director, tu afară. Ăsta e. Dacă e Giurgiu Rumăsa. Pe străzile și ulițele laterale de pe șoseaua Alexandrei nu s-a turnat niciodată vreo lopată de asfalt. În schimb s-a pus piatră, dar fără a exista canalizare pluvială, o necesitate inclusă în programul candidatului PNL la primăria Giurgiu, Nicolae Florian. Acum primăria Giurgiu încearcă să toarne pe stânga și pe dreapta piste de bicicliști și trotuare. Trebuia să gândească la preluarea apelor pluviale de aici de la dumneavoastră, pentru că ați văzut era asfalt așa de frumos aici și cu apă pluvială stânga-dreapta să mănce asfalt. Un lucru greu de imaginat pentru o primărie bună și un primar gospodar. Vă trebuie și să insistați foarte mult pentru preluarea apelor pluviale de aici. Pentru că dacă nu preia apele pluviale, n-a făcut nimic. Da? Au făcut ei căderea stânga-dreapta către ce mai vin ei să preia natural din debitul de apă pluvială. Dar trebuie neapărat o instalație de repompare a apelor pluviale să o bage în rețeaua principală, pentru că altfel aici veți avea tot tipul probleme. Eu vă asigur că asta ne intră și nouă, ne-a intrat și nouă programul politic, avem un program politic bun, avem oameni buni, domnul președinte Beanu candidează pentru Consiliul Județean, eu pentru primărie și facem împreună o echipă bună alături de toți consilierii noștri. În condiții departe de civilizație trăiesc și giurgiuvenii de pe drumul lui Popa Florea, care s-au plâns liberalilor de indiferența cu care au fost tratați de conducerea primăriei și de faptul că în afară de amăgiri nu au primit nimic, nici măcar rețea de gaze, așa cum au solicitat. Chiar și în engleză? A venit anul trecut și ne-a adus tot gunoiul de la gunoiul la care am păstrat. Ieșea hârtiile, ieșea fungile, ieșea plasticul, toate ieșea deasupra când a plouat. Dacă dumneavoastră vă place de acolo, da, de unde veniți, până încoace. Dacă eram primar, dacă vă place stradă, nu e singura. Dacă eram primar, nu veneam aici până nu făceam, da? Dar deocamdată n-am avut onoarea asta. Avem instalație de gaz făcută în casă de 3 ani. Dar copiii, gazul cu butelia ca să ne încălzim. De ce să nu ne bagi? Nu, nu avem rețea de gaz. Deci sunt mai multe, doamne. Aici plecăm de la niște considerente simple. În primul rând trebuie să facem lucrările în funcție de ce doriți.
Și asta înseamnă că apa, preluarea de ape pluviale de acolo, ape pluviale. Da, de acolo, ca să zice mocilă să facem. După să venim cu infrastructura încoace pe fondurile europene, să venim cu canalizarea, aveți aici? Canalizare avem și apa avem. Apă canal, deci cum mai trebuie gaze, da? Dar puteai consumați? Încărăm gazul cu butelie. Nu, dar vă întreb dacă o consumați butelie. Păi consumăm, că dacă... Păi de asta, Barbu are interes cumva să cazurează să nu aveți gaze? Vă pup și vă iubesc. Știți ce a făcut domnul Barbu? Cumnatul fetei mele, 3 săptămâni de zile, a păzit toate bannerile și toate alea și i-a promis că îl bagă și pe el la servici când s-a iasă primar atunci. Și pe urmă nu l-a primit nici în audiență, nici în audiență și nici acum nu are băiat cu servici. Cu toate acestea, oamenii nu și-au pierdut speranța și cred că în următorii 4 ani, alături de echipa PNL, vor avea parte de rezolvarea doleanțelor. Să te alegem, mamă! Să te alegem, mâncat al mamă, că ești bun! Păi, avem o echipă bună de consilieri, oameni cunoscuți, oameni capabili. Da? Ia vedeți, aveți pasta? Vă dau eu pasta așa. Care au făcut treaba în orașul. Pe alte ulicioare, cum ar fi intrarea Bucegi, giugiuvenii de aici au plătit cu fonduri proprii rețeaua de apă după ce li s-a spus că ulița lor nu este în proiect. Din spusele oamenilor, candidatul PNL Nicolae Florian este singurul candidat care a venit să-i viziteze. Nu ne-a băgat nimeni, a fost că n-a fost un proiect, ulicea noastră cu ea. Păi, dar noi nu existăm? Bă, dar câte nu sunt în proiect? Și zic că gaze n-au, nu sunt băgați în gaze. Nu. Nu suntem în gaze, așa spuse, locuri de muncă și case la copii, că n-au, asta vrem. Așa e, Doamne ajută. Să dea Dumnezeu, că restul ce le avem le-am introdus în programul nostru. Aici. Nu e corect. A, noi ne-am tras singuri aici, ne-am plătit strada asta și apa. Nu parcă ne-a băgat înseamnă o jumătate an și până nu ne-a mai băgat. Da, aici s-a băgat apă cu bani. Păi așa? Păi ce facem? Asta că n-a filmat-o nimeni niciodată. O filmam, o filmam. Și oricum am înțeles că nici n-a venit vreun primar pe aici. Poftiți? A venit vreun primar pe aici? Pe la dumneavoastră? Nu, nu. Nu v-a vizitat nimeni. Absolut nimeni. Străduța asta a fost dată uitării. Dată uitării. Bine că a pus asta, dacă veneați mai înainte. Da, când ne-am băgat că era noroi pe aici, da. S-a plâns, că nu mai puteam să ieșim după stradă, că noroi, că s-a săpat atunci pentru canalizare. Apă, pentru canalizare și era noroi rău. Pe străzile din cartierul Ramadan, candidații Partidului Național Liberal au fost întâmpinați de sute de giugiuveni ieșiți în praful de pe străzi pentru a-și exprima nemulțumirea față de cum arată cartierul lor, fără pic de asfalt, dar pietruit permanent în așa fel încât să ajungă inundați. Pădunea să v-a respectat cu piatra asta micuță pusă pe stradă, după aceea să nu costă bani, puteți să facă altceva, da? Rămâneți cu bine, sănătate! Am zis să vă aștept în Iozor să facem ceva în orașul ăsta. Trebuie să facem ceva dacă domn primar ne lua la mișto acum că ne băgăm apa în curte. Păi dacă s-a ridicat de 100 de ori eram cu curtea mai sus. Și ce v-a spus? Că ce facem, băgăm apa în curte? Da, așa mi-a zis, bag apa în curte, păi mai ieși la mișto după ce că suntem aici în omoliți. Deci... Cartierul ăsta a fost mereu așa. Oricum, pe dumneavoastră vă subține. Mulțumesc mult! Toți să avem grijă, deștate. Deci avem grijă de orașul nostru, că uite, copiii noștri n-au unde să mai ducă. Locuri de muncă și... Păi nu, vedeți că ăștia vin odată la 4 ani, vă iubesc extraordinar de mult. Da, ne promite mult. După asta, uite, asta e stradă făcută în gravă, cu bani mulți, da? Piatra asta costă destul de mult. Când puteam foarte bine să gândească o strategie, poate puneam puțin mai mult și vă încercați să-i facă prima etapă de modernizare. Așa trebuie gândit. Nu așa speră. Să ne pună și noi, uitați ce avem pe aici. Știu, doamne. Băgăm pungi în picioare până la șose. Nu e bine, doamnă cea. Chiar nu e bine. Putea cu banii care i-a băgat pe această piatră, costă foarte mult. Mi-am făcut 2 perechi de papuci, am făcut alergie la picioare, am numai bătături de la pietrile astea, vă spun de suflet. Până la pâine. Să fiți sănătoase. Să dea Dumnezeu dumneavoastră. Să fiți sănătoase. Să vă ajute Dumnezeu. Doamne ajută, vă pun cu drag. Bec aici, domn, dincolo nu e. Păi vezi? E o stradă mai principală ca ăla de acolo, ăla de acolo și aici vine tot convoi de mașini până în deal, până în dreacul unde se duce și aici circulă cu 60-70 la oră, face prăfărare și toate alea. Nu deci trebuie să transformăm ulița în stradă, asta trebuie să facem, da? Păi trebuie. Te pup, trebuie canalizarea fluvială.
sigur, și pluviala trebuie făcut. Oamenii de la țară nu credeau că vor să modernizeze statul Giurgiu Vean și l-au modernizat. Noi nu putem, oraș, reședință de județ, municipiu, reședință de județ, să nu asfaltăm, înseamnă vreo 5 sau 6 comune trebuie să facem. Vă spun, sunt de la țară, e sat, nu comună, nu exact. Oraș. Corect, bravo. Asta și e și părerea mea. E asfaltul la poartă, râde cumnata de mine, ce fată, tu ești la oraș și n-ai asfalt cum am eu, în sat. Așa în este, sat. Așa este. Așa că... De asta, doamne, vreau să aveți încredere că dacă acolo s-a putut, tot se poate și aici. Eu. În 4 ani de zile a zis, vin, decoperdez. Și n-a venit nici ziua de astăzi. Aici vă trebuie pluvială. Trebuie neapărat pluvială să preluăm apele, pentru că altfel nu merge. Cu respect. Trebuie să facem treabă în orașul nostru, să transformăm statul Giurgiu în orașul Giurgiu. Să vă arăt și eu dincolo. Stau să vedeți câte scări iar am. Camera de la stradă, parchetul mi-a putrezit din cauza apei. I-am spus mereu. Și spunem de ani de zile și nimeni nu ne face nimic. Și sperăm la dumneavoastră. Și suntem cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Și pune 10 pe deasupra. 20 de ani. Strada. Păi cum poți să, dacă acolo e nivelul 1,40 m, cum poți să mai pui parcurul așa? Uitați-vă aici. Canalizarea care e făcută aiurea. Păi da, îi mai interesează pe ei, domnule, nu-i mai interesează pentru că... Vă dau cuvântul în oare, când am fost ploaie, mi-a intrat apa în magazin. Noroc că am avut vechile cazane de la CED, am tăiat apa de s-a dus acolo. Am dat și o telefon la ISU, adică să vină să zic, păi ce, păi n-avem port, păi ce facem? Deci, domn primar, și noi plătim, nu mai cred, vă rog. Noi plătim impozite ca și, adică că și pe asta am zis că tot împărțim. Pe căminului, și la mine tot cu apa în casă. Și plătim impozite pentru ce? Așa e, asta e o durere mare. Știu. Adică, dar cine mai e acordat la căldură? An de an, cel puțin de 8 ani de când eu cunosc problema străzii astea, pentru că am avut și eu un teren aici. Tot timpul au venit și s-au pus câte 10-20 de centimetri. 10-20 de centimetri. Venea, lua un centimetru din ea și punea a crescut foarte mult. Nu ne certam mereu cu ei. Un oraș nu se ține cu 20 de oameni angajați pentru întreținerea orașului. Eu mă uit că eu lucrez pe Păsirea București. Nu se ține așa. Doi cu sapa înainte și unul să măturesc. Dar mai sunt vreo 6 cu mapa în spate. Nu știu. Luați, adică calea ferată. Adică de aici la noi. Mergeți în gară să vedeți. Acum ce s-a dat cu astea. Până aici. Mergeți peste calea ferată să vedeți pom crescuți aiurea. Eu mă mir cum merg ăștia cu tren. Păi peste calea ferată, dincolo sunt aruncate mortăciuni. Aici e făcută groapă de deșeuri menajere, uite aici. Păi da, câte de-astea sunt foarte multe. Asta e una care ați văzut-o dumneavoastră aici, care vă deranjează pe dumneavoastră. Dar să vedeți într-o zonă în care vreți să aducem industrie, să reindustrializăm platforma 1 de combinatul chimic, a depus asta deșeuri, gunoi menajer. Știți de ce? Ca să poată să ne pună nouă rouri de verdeață, de gazon, de-a lungul șoselei București, că lumea, bă, dar frumos aici. Păi mă, omule, nu te votează strada aia de acolo, te votează omul. Da. Care stă, uite, în condiții improprii peste tot în Giurgiu. Trebuie gândit totul din temelii. Da, bravo. Aveți foarte multă muncă. Vă spun așa. Este, e adevărat. Deci pe toate fronturi. Pentru forță de muncă. Vă dau și eu, nu știu, vă luați. Ziceți, vă rog, așa e corect. Da. Să faceți la liceile, cum era, vechile școli de meserie. Luați legătura cu patronii, micii meseriași care sunt așa, să școlarizăm. Dar să fie, nu să mi-a dat la TV. Acum 4 ani am avut aici 15 milioane. Am dat amendă pentru că am pus afiș. Păi de ce? Să facă noi taxă dacă trebuie să plătim, așa. Nu e corect. Cu ce mă ajută pe mine? Sunt tânăr, da? Vreau să fac și o mică afacere. Păi dacă vine și eu punesc cu 100 de milioane, vă dau un exemplu, și vii și îmi dai 50 de milioane amendă, ce? Ce fac? Nicio. O dată și doi, bagă impozii pe clădirile nerezidențiale de vă rupe în două. Și spune, da, relansez mediul de afaceri. Trăiesc și eu cu niște momente grele cu ăștia. Sunt inconștienți pentru că așa pierd banii de la bugetul public local. Ei s-au învățat cu mine, cu dumneata, cu noi liniștiți, că nu trebuie să le dăm bani și ei doar să-i cheltuie, da? Da, frate, poate sunt curente, nu trebuie să așa, adică să, când aud că vine să tremure inima, să, că trebuie să dau așa. Să facă taxă dacă trebuie așa. Deci niște de-astea care nu au rost. Corect.
Toate problemele locuitorilor de pe șoseaua Alexandriei și cartierul Ramadan pot fi rezolvate în opinia candidaților PNL pentru primăria Giurgiu, pentru multe dintre ele fiind identificate deja soluții care pot fi puse în practică imediat după alegerile din iunie. Giurgiuvenii din aceste zone spun la rândul lor că vor ieși în număr mare la vot, pentru că nu mai pot trăi cu amăgirile ultimilor 4 ani și cu lipsa de soluții din partea primăriei.